Slăviți să fie Domnul! Vă invit cu tot respectul să ne ridicăm în picioare și totodată să deschideți Cuvântul lui Dumnezeu, care este autoritatea supremă a Domnului pe Pământ, în Cartea Roman, capitolul 8, să citim primele cinci versete. În Roman, capitolul 8, primele cinci versete. Citesc Cuvântul Domnului. Acum, dar nu mai este nicio o sândire pentru cei ce sunt în Hristos Iisus, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. În adevăr, legea Duhului de viață în Hristos Iisus mai a izbăvit de legea păcatului și a morții, căci lucru cu neputință legii întrucât firea pământească o făcea fără putere. Dumnezeu a osândit păcatul în firea pământească, trimițând din pricina păcatului pe însăși Fiul Său într-o fire asemănătoare cu a păcatului, pentru ca porunca legii să fie împlinită noi care trăim nu după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. În adevăr, cei ce trăiesc după îndemnurile firii pământești, umblă după lucrurile firii pământești. Pe când cei ce umblă după lucrurile Duhului, după îndemnurile Duhului, umblă după lucrurile Duhului. Amin. Vă mulțumesc, reocupați-vă locurile. Frații mei și surorile mele, vreau să doar ca o scurtă, foarte scurtă introducere să vă spun ceva. Noi am ajuns aproape, aproape, la final, în ce privește mântuirea prin har. Suntem, cred, am convingere ce vă spun, suntem la granițele cananului ceresc. Dar atenție! Când poporul Israel a ajuns la granițele cananului pământesc, cea mai mare luptă acolo s-a dat. Acum se va da cea mai mare luptă înainte de a intra, s-ar putea, s-ar putea, eu m-aș bucura, nu fac niciun pronostic, s-ar putea noi să fim ultima generație care vom prinde pe Domnul, pe norii slavei. E posibil, s-ar putea zic. Eu m-aș bucura foarte mult. Doamne, ajută-ne să te întâmpinăm în slavă. Nu se știe. Frații mei, cea mai mare problemă pe pământ, în vremea aceasta, nu este pandemia de coronavirus. Cea mai mare problemă în zilele noastre, în vremea aceasta, nu sunt focarele de război care încep să se aprindă atât în Israel cât și în Ucraina. Cea mai mare problemă a zilelor noastre nu este nici criza economică care se preconizează în următorii ani să fie cea mai mare criză din ultima sută de ani. Nu asta e cea mai mare problemă. Cea mai mare problemă care trebuie să ne dea de gândit este ațipirea și adormirea tuturor bisericilor de pe pământ. Puțin creștini luptă contra curentului. În, ultimele zi, în ultimii ani, în lume au avut loc schimbări și evenimente ce n-au avut loc niciodată în istoria umanității. Lumea se îndreaptă spre un rău care n-a fost niciodată, de când istoria lumii. În ultimii 20 de ani, uitați-vă, vă spun foarte fugitiv măcar patru lucruri. Redefinirea căsătoriei. Căsătorie de tip Sodoma legalizată. Toate guvernele își dau, își întind acordul. Numai Ungaria, Polonia, nu prea sunt de acord. Ce bine ar fi fost și România, noi am pierdut o luptă, în 2018 am pierdut o luptă, atâta de rănit am fost în suflet, eu am purtat o rană în inimă și în suflet. Unii spun, unii frați spun, frate, așa a fost, nu, n-a fost voia Domnului așa. N-am cunoscut vremea cercetării. Căsătorie de tip Sodoma în România va fi lucrul acesta. Țineți minte. În al doilea rând, o altă schimbare, revoluția sexuală, sexualizarea copiilor din fragetă copilărie. Uitați-vă, asta e o nebunie, e o mare nebunie. Dragi frați, suntem chemați să strângem rândurile mai mult ca niciodată. Uitați-vă, raportul matic, raportul matic, care a fost votat în Parlamentul Uniunii Europene, m-a durut lucrul acesta, însă vă spun lucrurile acestea, nu să ne înfricoșăm. Vă spun lucrurile acestea să ne bucurăm că suntem aproape de Domnul. Lăudați să fie în numele Lui în vecii vecilor. Noi trebuie să ne luptăm să apărăm familia, mai mult ca niciodată. Dumnezeu să ne binecuvinteze în privința aceasta. Un alt lucru, redefinirea conceptului de gen. Sunt multe state, unele state, unele țări, când se nasc copiii, și așa, așa se luptă să fie și în România, copiii să nu mai aibă gen. Să aibă genul neutru. Când ei cresc mari, să-și aleagă ce vor să fie, băiat sau fată. Vă spun un lucru care l-am auzit de la un frate pastor. Am impresia că din Suedia, o, o fată de 18 ani, ea s-a dus și a spus, nu mai vreau să fiu nici fată, nici băiat. Vreau să fiu pisică. Ce vă spun, nu e o glumă. E o realitate. Și-a făcut operații. Și-a pus ca la pisică. Și începe să facă ca și o pisică. Uitați-vă, lumea se îndreaptă spre un demonism. Spre o cădere ce n-am mai avut niciodată, mai mult ca în, vremele, ca în vremea lui Noe și ca în vremea lui Lot. Suntem chemați, fraților, să ne unim mai mult ca niciodată. Trăim în răsturnarea tuturor valorilor morale și spirituale. Imoralitatea este ridicată la rang de virtute. Citeam, citeam un articol s-au ridicat în câteva orașe din Europa niște busturi goale, goale, nu trebuie să vă faceți multă imaginație când auziți bust gol. Și știi, și și-au spus oamenii de știință că este cultură. Rușinea a ajuns să fie numită cultură. Să ne ferească Dumnezeu de lucrul acesta. Frații mei, și acum vreau să intrăm în subiectul acesta din seara aceasta pe care vă invit să, cu tot respectul să fim foarte, foarte atenți. Dacă sunteți cu Biblia deschisă, vreau să citesc în Roman capitolul 7, ca să fac legătură cu Roman capitolul 8. Roman 7, vă rog să puneți și pe, pe monitor, Roman 7 de la versetul 18. Roman 7 de la versetul 18. Știu un adevăr că nimic bun nu locuiește în mine, adică în firea mea pământească pentru că cei drept am voință să fac binele, n-am putere să-l fac. Căci binele pe care vreau să-l fac, nu-l fac, ci răul pe care nu vreau să-l fac, iacă ce fac. Și dacă fac ce nu vreau să fac, nu mai sunt eu cel ce face lucrul acesta, ci păcatul care locuiește în mine. Găsesc dar în mine legea aceasta. Când vreau să fac binele, răul este lipit de mine. Frații mei, ce vă spun acum? Am convingere 200%, dublă convingere. Apostolul Pavel, când a scris versetele acestea, nu le-a scris din perspectiva omului duhovnicesc, ci le-a scris din perspectiva omului firesc. În seara aceasta dau titlu la mesajul care vreau să-l luam, să nu vă potigniți firesc sau duhovnicesc. De ce vă spun eu că Apostolul Pavel vorbește, a vorbit acolo din perspectiva omului firesc? Puneți, vă rog, Roman 8, versetul 1. Recitim încă o dată, Roman 8, versetul 1. Acum, dar, nu mai este nicio o pentru cei ce sunt în Hristos Iisus, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. În adevăr, legea Duhului de viață în Hristos Iisus mai izbăvi de legea păcatului și a morții. Păcatul e o lege care nu pot învinge nimeni care sunteți aici. Singurul care a învins legea păcatului și a ieșit biruitor și cine a fost? Domnul nostru Isus Hristos. A fost în calitate de fiu al omului. De ce a luat botezul Domnului Isus Hristos? A luat botezul de la Ioan ca să aibă nevoie el de botezul pocăinței? Nici de cum. A luat botezul să intre în platforma de fiu al omului. A obținut toate recordurile spirituale. De asta să cântă în cer și se va cânta Vrednicemelu! Lăudați să-i fie numele în veci. Frații mei, în toate bisericile, în toate bisericile, sunt două categorii de creștini. Am intrat într-o biserică, mi-a spus, frate, aici sunt cinci partide. Zic, frate, sunt cinci partide din perspectiva, din perspectiva comitetului de aici. Din perspectiva lui Dumnezeu sunt doar două. Firești, duhovnicești. Atât. Dumnezeu când privește, privește două partide, două categorii, firești și duhovnicești. Știți că niciun păstor nu cunosc, nu cunoaște în totalitate care sunt firești și care sunt duhovnicești? Nimeni, niciodată, pentru că sunt unii care trăiesc cădere ascunse și care nu vor să se pocăiască. M-au întrebat odată niște frați, la un studiu biblic. Frate, de ce în zilele noastre nu se mai dă, Dumnezeu nu mai dă păcate pe față? De ce Dumnezeu nu mai descopere, nu mai dă păcate pe față? Eu am spus în felul următor. Dumnezeu e foarte înțelept. Dumnezeu nu umilește o persoană în public. Niciodată. Vă spun, să mă lăsați să duc ideea până la capăt. Și apoi o să vă convingeți de ce. Dumnezeu, în primul rând, la cel care are căderi, îi dă timp întâi să se pocăiască, timpul ăla de pocăință. Dacă trece timpul de pocăință, acum vine mânia lui Dumnezeu peste el. De exemplu, dacă l-a descoperit biserica, că cineva de aici, din biserică, este, păcat, este curvar, ai mânia lui Dumnezeu. El a avut timpul de pocăință și acum Dumnezeu îl dă să fie omilit. Dacă trece timpul de pocăință, i-am dat vreme să se pocăiască. La oricine de aici. La oricine de aici Dumnezeu ne dă vreme să ne pocăim. Ajută-ne, Doamne, să ne pocăim. Slăviți să fie Domnul. Vă spuneam nimeni nu cunoaște și cine cunoaște perfect, el când intră, noi când am intrat aici, Dumnezeu a citit toate inimile, le-a scanat atâta de bine și el știe unde să ne treacă. Ăsta este, se luptă să fie duhovnicesc. Vă rog să puneți 2 Timotei 2, versetul 19. Totuși, totuși, nu Pavel zice, Pavel doar e inspirat. Totuși, temelia tare a lui Dumnezeu stă nezguduită având pe cetea aceasta. Domnul cunoaște pe cei ce sunt ai lui. Oricine rostește numele Domnului să se departeze de fără de lege. Vreau să puneți acum un verset. Eu l-am citit peste 30 de ani. Nu mi-a rămas esențialul. Până într-o seară, nu că sunt vrednic, vrednic e numai mielul. Să știți că Dumnezeu e foarte înțelept, El nu dă tot la unul. Niciodată nu face lucrul acesta. El dă la fiecare, noi suntem mădulare. Lufratele fratele Teofil i-a dat o parte, să știți, și are nevoie toată biserica. Lufratele fratele Liviu a dă o altă parte și are nevoie toată biserica. Nevrednicului de mine îmi dă și mie o parte, mă face părtaș Lucrării lui, dacă rămân în smerenie și umilință, dacă nu, nu mai mă face părtaș, niciodată. Matei 5, versetul 13. E, la prima vedere, nu ne vorbește mare lucru. Voi sunteți sarea pământului. Atenție. Dar dacă sarea își pierde gustul, prin ce își va mai căpăta iarăși puterea de a săra, atunci nu mai este bună la nimic decât să fie lepădată afară și călcată în picioare de oameni. Și acum să vă spun lumina care mi-a dat-o Dumnezeu. În momentul când noi ne-am pocăit și am devenit făpturi noi, nu mai suntem cei, cei firești, care am citit din Roman, capitolul 7, de la versetul 18 la 21. Suntem duhovnicești, legea Duhului de viață, mai izbăvit de legea păcatului și a morții. Că eu nu pot să înving legea Duhului, legea păcatului, niciodată. Legea păcatului este de nu știu câte milioane de ori mai puternică decât legea gravitației. Niciun muritor nu o poate învinge. Numai legea Duhului de viață. Învinge, ne dă putere să învinge legea păcatului. Doamne să fii slăvit! Și acum, când noi ne-am pocăit, am devenit sare. Și spune versetul mai departe, Domnul Iisus a consemnat, dar dacă sarea își pierde gustul, adică dacă treci înapoi de la duhovnicesc, și-ai pierdut gustul și-ai devenit iarăși firesc. Prin cinci vame căpătăi iarăși și puterea de a săra. Unii, dacă nu se pocăiesc, este lepădată afară. Uitați-vă, nu în lume. Când spune afară, nu înseamnă lume. Afară nu-i nici în lume, nu-i nici în biserică. Îi afară exact ca pe o linie moartă. Că din lume au toate șansele să se pocăiască. O de fi rece sau un clocot. Rece poate să fie afară, în clocot poate să fie în biserică. Dacă de e cea mai, cea mai oribilă stare, ajută-ne, Doamne, să nu fim căldicei, ci ajută-ne să fim sare, așa cum Tu voiești. Și acum vreau repede să facem un examen Trei lucruri, să ne examinăm, să ne cercetăm. Suntem la cina Domnului. Și dacă suntem la cina Domnului, vreau trei lucruri să vedem dacă suntem ori firești, ori duhovnicești. Trei lucruri. Vă rog să fiți mai atenți acum, pentru că noi dăm un test înainte de cina Domnului. În primul rând, cel duhovnicesc niciodată Niciodată nu se simte bine atunci când a atunci când a căzut. Pentru el păcatul e o durere. Ăsta niciodată nu se simte bine. Dacă sunt aici persoane, frați sau surori, când vorbesc de rău și se sunt bine, eu mă sperii de oamenii aceștia. Dacă sunt aici frați care umilesc soțiile lor și în adunare să dau sfinți, eu mă sperii de oamenii aceștia. Am întâlnit frați căzând în păcatul, păcat oribil. Să știți, păcatul curviei nu e un simplu păcat, e păcatul care rupe rupe în fața lui Dumnezeu, rupe legământul căsătoriei. E oribil. Și când am stat de vorbă cu el, n-avea niciun fel de părere de rău. Mă duc aminte, am mers într-o biserică departe de locul acesta, păstorul bisericii de acolo m-a marugat, frate, să un grup care vor să se mărturisească, mi-a venit în minte un verset, e foarte vital, e cheie, un verset cheie. Vreau să puneți versetul acesta, 1 Ioan, 1 cu nouă. E cheie, să știți. Dacă ne mărturisim păcatele, el este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Apare două lucruri. Iertare și curățire. Iertarea are loc în cer. Înaintea lui Dumnezeu, când ăsta plânge, îi pare rău. Și curățirea apare loc în cuget. Iertarea se produce în cer. Dumnezeu dă decizie, acesta este iertat. Automat, simultan, în același timp, are loc curățirea la nivelul cugetului. Și apare înapoi bucuria mântuirii, care n-ai avut-o poate de mulți ani. Am întâlnit o soră când și-a mărturisit păcatele. Au spus frate, 25 de ani. N-am mai știut ce înseamnă bucurie. Dar vreau să vă spun aici la mărturisire ceva. E, un, e o, o predică lungă, de cel, cel puțin o oră. Să spun două idei, atât, și trei la subiect. Mărturisirea păcatului de două feluri. Unu, îi a ta o dăiță cu Domnul. Dar știți când e a ta în cu Domnul? Când sunt păcate, accident. Fără să vrei, ai inima, mintea ta a fost afectată de o imagine murdară. Fără să vrei, ai spus un cuvânt nepotrivit. Fără să vrei, ai intrat în ceartă. Fără să vrei, cu, cu păcate, accident. Păcate care pun stăpânire. Și nu mai poți să scapi. Caută repede oameni de încredere, slujitori și mărturisește-te. Și în biserica aceea m-a rugat fratele, frate, te rog, am mai mult persoane care să se mărturisească. A venit multe persoane. A venit o soră tânără. Până, în, nu știu dacă avea mai mult de 25 de ani. Când am invitat-o să ia loc, a început să plângă atâta de tare, dar plângea lacrimi. Sus, frate, m-am certat cu soacra mea. Soră, dar nu v-ați împăcat? Ba da. Dar să știți că mie îmi pare foarte rău. Dragi slujitori din biserica aceasta, cei care se mărturisește și au lacrimi, păreri de rău, regrete, să nu vă temeți de ăștia. Să mă temeți de oia care au ascunzișuri de aia care în loc să se mărturisească, se dezvinovățesc mai mult și dau vina că soția, că vecinul, că fratele, că Eu, de ăștia mă cam tem, să știți. Că ăștia nu prea scapă ușor. Cu cât mărturisirea e mai sinceră, cu atât eliberarea e mai rapidă. Puneți, vă rog. 1 Împărați, capitolul 8, versetul 38. 1 8, versetul 38. Dacă un om, dacă tot poporul tău Israel va face rugăciuni și cereri, își va cunoaște mustrarea cugetului lui și va întinde mâinile spre locașul acesta, ascultă din ceruri. Știți că sunt mulți care nu-și mai cunosc mustrarea cugetului. Aia care cunosc mustrarea cugetului, aia care nu se simt bine, care niciodată nu se simt bine atunci când ei, când ei păcătuiesc, aia să știți, aia sunt duhovnicesc, duhovnicești. Niciodată. M-a întrebat odată o fetiță de-a mea, tati, am citit Biblia, zic foarte bine, e o datorie, citirea Bibliei e o datorie. Da, da, un verset m-a fulgerat. Care verset? Păi versetul din, din 1 Ioan, capitolul 3, pare versetul 7 sau 8. Cel născut din Dumnezeu nu păcătuiește. Și mi-a venit atunci să-i spun, zic, uite ce, pentru cel duhovnicesc, păcătuirea e o durere. Pentru cel firesc, păcătuirea e o plăcere. Aici e testul. Ajută-ne, Doamne, să fie o durere. Al doilea lucru. Cel duhovnicesc niciodată, niciodată nu zăbovește în zona de risc maxim. Niciodată. În viața aceasta trecem prin zone de risc și în zone de risc maxim. Spre exemplu, Vă dau un exemplu din Biblie. Iosif, fiul lui Iacov, vândut ca o marfă, ajunge în Egipt, ajunge în casa lui Potifar. În casa lui Potifar a fost în zonă de risc maxim. Pentru că asta fără rușine, fără tupe, cu mult, s se apropie de el și face avansuri. Știți, eu o vorbă, ci că fuga eu o vorbă în popor. Fuga este rușinoasă, dar e sănătoasă. Fraților, am găsit în Biblie cinci lucruri de care să fugim. 1. Fugiți de curvie. 2. Fugiți de închinarea la idoli. 3. Fugiți de stricăciunea care este în lume prin pofte. Patru, fugiți de poftele tinereții. Cinci, fugiți de mânia viitoare. Îmi aduc aminte o întâmplare care mi-a povestit o cineva. Un frate care era foarte bun meseriaș, ceva ani în urmă, în Anglia. Un frate român. Bun meseriaș în construcții. Și managerul, mare patron, multimilionar în lire sterline, i-a dat să lucreze o clădire, să o renoveze, mai bine spus, și în timp ce el ce renova clădirea aceea, găsește, dă de o cutie. Dă cu piciorul, băi, stai așa, cutia nu sună gol. Ia cutia, ia capacul, Wow! plină bani. Băi, oare curiozitatea, oricine e curios, oare câți ar fi aici? Și ea și numără. 60 de mii de lire sterline. Acum, știți că dacă firea are îndemnurile ei și lucrurile ei, începe firea. Tu n-ai bani ai datorii, n-ai nici mașina, n-ai nici casă, stai în chirie. Asta e putre de bogat. Ei, nu spune nimic, el poate nici nu știe. Acum vine legea Duhului, vine Duhul, îndemnurile și lucrurile. Vine și Duhul. Nu sunt ai tăi, nu sunt ai tăi, declară-i. Și spunea, mi-a spus, mi spus, fratele care mi-a relatat întâmplarea, vă că ăsta a băgat în buzunar, scoate telefonul, dă repede memorie, în memorie să-l caute pe patron și lupta asta, el era în zonă de risc. Lupta a durat o oră, nu putea, nu putea băga telefonul în buzunar, iar îl scoatea, băi, 60.000 de lire, Wow, păi, păi nu sunt așa puțini, nu-i de colea. Și într-un târziu, a zis, trebuie să fiu ferm. A sunat telefonul, ăla răspunde imediat. Ce s-a întâmplat? Păi uite, am găsit o cutie. Da, o cutie, arunc-o, arunc-o la gunoi. Nu, șeful, stai un pic, stai să te lămuresc. Cutie e plină cu bani. Nu, oh, lasă că vorbim noi. Ăsta a dezamăgit. Eu te domnule, în loc să mă mulțumească, în loc să spună, băi, așa te mult îți mulțumesc, a venit seara, îi dă cutia plină, domnule, am găsit 60.000 de lire sterline, oh, ok, oh, ca și cum nu s-a întâmplat nimic. Ăsta a dezamăgit. De ce, de ce eu i-am declarat? E lupta între fire și duh. Frații mei, întâmplarea aceasta spune în felul următor. E reală. După vreo două luni, îl sună ăsta, managerul ăsta, și spune în felul următor. Am examinat fapta ta. Ești om de încredere. Lași toată meseria asta ta. Vreau să te pun manager. Ai șase mii de lire sterline pe lună. Lucrezi la birou. În 10 luni, 60.000 de lire. Și-a luat și casă, și mașină, și ajută și săraci. De ce? Pentru că în zonă de risc, Dumnezeu se uită. Se uită și, se uită și uh, demonii, dar să știți că se uită și Dumnezeu. Ajută-ne, Doamne, când ajungem în zonă astea, să biruim. Al treilea lucru și vreau să închei. Cel duhovnicesc întotdeauna are viață de rodire. Vreau să-mi puneți repede, vreau să citim, vreau să iau doar două idei de aici, din Luca, capitolul 13, vreau să iau două idei, dar trebuie citit pasajul ca să înțelegem ceva. Luca 13, de la versetul 6 la 9, vă rog puneți-l repede că vreau să-l recitim. El a mai spus și pilda aceasta. Un om avea un smochin sădit în via sa și a venit să caute rod în el și n-a găsit. Atunci a zis vierul, iată că sunt trei ani de când... De când vin și caut rod în smochinul acesta și nu găsesc. Tai el! La ce să mai cuprindă pământul degeaba? Doamne! Doamne, i-a răspuns vierul. Mai lasă-l și anul acesta. Am să-l sap de jur împrejun și să-i pun gunoi la rădăcină. Poate că de acum va face roadă. Dacă nu, îl vei tăia. Și acum să vă spun două idei de aici. Din punct de vedere fizic, fizic, ceea ce face un pom fructifer să aibă valoare, nu este tulpina, nu este coroana, oricât de mare și frumoasă îi ia, nu e înălțimea și cei de dă valoare la un pom fructifer? Roada, un pom fructifer, ceea ce îl face să aibă rezistență și stabilitate. E rădăcina. Rădăcina influențează hrănirea, creșterea și rodirea. Eu, ca minte, când eram copil, a fost un uragan puternic. Eu am crescut la țară, să știți. Și a culcat la pământ mulți pomi. Poate aveam șapte ani. 8, 7, 8 ani, l-am auzit pe bietul tata meu spunând următoarea frază. A avut rădăcină mică. Ăștia care au rădăcină mică, noi trebuie să fim înrădăcinați în Domnul Hristos. Când bat vânturile ăștia, imediat îi dă jos la pământ. De ce nu mai vin la biserică? A bătut vântul. Îți cauzi, frate, odată cu pandemia nu mai vine. Un an și jumătate ăștia nu mai vin la biserică. Ei nu cumva vântul i-a dat jos și i-a scos din rădăcini cu totul? Frații mei, din punct de vedere spiritual, din punct de vedere spiritual, ceea ce face un creștin să aibă valoare în ochii lui Dumnezeu, este rodirea. Ajută-ne, Doamne, să avem o viață de rodire. Și acum, două idei, doar două iau de aici. Unu. Milă în a lui Dumnezeu. Să vă spun de ce spun milă îndreptate. dreptate. Dumnezeu, în providența lui, a pus acest pom, nu în pădure. Știți unde era sădit? Vie. Adică în casă de rugăciune. Via, din punct de, vedere, din punct de vedere, al Noului Testament, via simbolizează, simbolizează, biserica. În Vechiul Testament, via simboliza Israel. Nu oriunde, Dumnezeu a creat toate condițiile posibile rodirii și n-a rodit. Au unit 30 de ani de zile pe calea Domnului și tot roade acre și amare găsești în pomul lor. Doamne, ajută-ne să avem o rodire curată. slăvit să fie numele Domnului. Știți că au fost, știți că au fost persoane care au rodit în cele mai vitrege, în cele mai grele condiții. Vă dau un exemplu de Iosif. Dacă vă, vă rog eu să puneți, iar e un verset cheie, Iosif, uh, Genesa 49, versetul 22, e un verset cheie care trebuie ținut minte. Iosif, vlăstarul unui pom roditor, vlăstarul unui pom sădit lângă un izvor, ramurile lui se înalță deasupra zidurilor. Iosif a rodit, din punct de vedere spiritual, acolo, în casa lui Potifar. Mm, mm, veți pune întrebarea, iubitorii de Sfânta Scriptură, ce roadă îmi dai un exemplu? Da, înfrânarea poftelor a luat înfrânarea poftelor și a spus, îmi pare foarte rău, nu pot, eu nu pot. Să nu credeți că n-a venit diavolul, firea să nu-i spună, trăiește ca Ruben, fratele tău Ruben. Sau Iuda. Nu, nu pot. Nu pot, pentru că el, el vrea să dea, să dea dovadă de loialitate față de Dumnezeu cel atotputernic, slăvit să-i fie numele în veci. A doua idee. Acum inversez. Prima am spus milă în dreptatea lui Dumnezeu, acum spun dreptate în milă. De ce spun dreptate în milă? După trei ani de zile, a venit stăpânul, care simbolizează pe Dumnezeu, nu că vede rod, și spune, uite ce trec, am vizitat nu știu de câte ori, hai să zicem de trei ori, nu prezupunem. Nu știm de câte ori. Nu văd roadă. Vierul, care îl simbolizează pe Domnul Isus, al cărui nume să fie binecuvântat, se interpune și a spus: Uite ce, mai lasă-l anul acesta. Nu știu cât durează un an din perspectiva cerului. Mai lasă-l doar un an. Adică, nu-i dă timp nelimitat. Da, să spun dreptate în milă. Frații mei, sunt ultimele două versete care vreau să închei. Psalmul 92, versetul 13 și 14. Uitați-vă, vă rog, uitați-vă la versetele acestea. Cei sădiți în casa Domnului înverzesc în curțile Dumnezeului nostru. Ei aduc roade nu numai atunci la dragostea din tâi și la bătrânețe. Sunt plin de suc și verzi. Rații mei, nu știu dacă am luat testul. Cei duhovnicești niciodată nu se bucură atunci când greșesc, atunci când păcătuiesc. Cei duhovnicești niciodată când vine zonă de risc, zonă de risc maxim, nu sta acolo. Nu stai în fața calculatorului când începe să-ți apară imagini, ca aici ca cei mai mulți tineri. Cei duhovnicești se străduiesc. Aici, în casa Domnului, aici să știți că ce acolo, aici, dă Domnul și viața pentru veșnicie. Să nu, să nu spună cineva, că nu-i dau dreptate, că poate să rodească despărțit de casa Domnului. Niciodată. Aici dă Dumnezeu să eva. Știți că cei care aud, cei care, de exemplu, aud predica aceasta pe internet, știți că ei nu primesc ce primim noi aici? Nu se poate. Dumnezeu nu dă prin sticlă. Dă ce aici? Slăvit să-i fie numele în veci. Amin.